Bună dimineața, fraților, și bine v-am regăsit, dragi prieteni, la un nou episod din seria noastră minunată și mirobolantă de Among Us. Astăzi ne jucăm alături de domnul bucătar Cârnat și domnul șerif Ionuț aici de față, oameni buni, și de toată brigada, bineînțeles, o să fie foarte, foarte interesant. Și înainte de toate, nu uitați, ca de obicei, dacă vreți să continuăm această serie cu cât mai multe episoade, rupeți și vă acolo acel butonaj de like să vedem câte like-uri strângem. Sunteți gata? I-am dat start, Doamne ajută, domnul Clov Cosmin pe vârful, da? Hai! Mă, deci dacă moare iarăși Cosmin primul, o să fie, cred că, cel mai amuzant videoclip, băi, cel mai amuzant videoclip. Scrieți în comentarii acolo jos dacă vă uitați la tot episodul. Ok. Cârnacul Dengs s-au dus să facă ăla. Deci dacă într-adevăr chiar doar ei doi l-au făcut, înseamnă că sunt inocenți. Bun. Haideți să vedem. Dar vine după mine acum, nu prea aș vrea să vină după mine. Mamă, deci aceeași tactică, frate, începe arena lumini. E nemul bine că eram aici, în zonă, în pana mea, să le facem foarte, foarte repejor. Ok, băi, nu uitați, dacă vreți jocuri extrem de ieftine, aveți linkurile în descriere. Și dacă băgați codul ZUZANDREI pe Neba, știți, deja 1 euro gratis, 3% reducere. Și vreau neapărat să le mulțumesc foarte mult celor care au băgat codul ZUZANDREI, frate. Mi-au zis o grămadă de persoane că au cumpărat, ba, GTA 5, ba, Red Dead Redemption, ba, fel și fel de jocuri. Și au folosit și codul meu și au avut reducere destul de măricică, frate. Câțiva iepuroi contează. Bă, ce s-a văzut, mă? Câțiva iepuroi chiar contează, sincer. Mamă, deci, bă, se vede cum trage. Ok, albastru, băieți, este inocent. Ați văzut cum trage atunul ăla? Deci nu mi s-a părut. What the fuck, dar visual task sunt off. Sau sunt on? Ok, asta este dubios. Oricum știu că, bă, nu pot să cred așa ceva. Unde? Păi mergeam spre salutare. Electric. Mergeam spre electric și apăsam ca handicapator report. Și cred că era ori în electric. Aha, bă, stai, da. Vreau să vă spun că Blue este inocent. Bă, eu acum câteva secunde mă uitam pe Vitale și nu era mor nimeni. Gen fix cu câteva secunde înainte să dea Alex report. Ia uzi, Alex. Eu pot confirma că l-am văzut pe Ionuț cum trecea pe lângă mine. Avea un copil. Tu ai copilul Ionuțe? Da, cred că m-a văzut și Andrei cum am dus spre office. Am ieșit din căcatul ăla de specimen și am trecut pe lângă cineva, copil negru. A, deci dacă tu l-ai găsit, dacă tu l-ai omorât, Alex. Nu l-am omorât, te asigur, dragule. Nu știu ce să zic, băi, dar nu înțeleg de ce, deci Blue era la weapons, făcea armele și se vedea cum trage tunul. De ce se vedea? Că nu trebuia să se vadă. Nu știu. Se vedea tunul cum trage, apropo, deci Blue e crumei 100%. Bravo, Blue, sunt mândru de tine, am încredere, stai cu mine, Blue, stai cu mine. Cred că minte, băieți, cred. Nu mint, vorbesc serios. Am dat skip, hai cu skip-ul acela. Să vedem aici domnii detectivi în acțiune. Aveți grijă, Lale, de nu fi dat să facem luminile. Probabil. Cine e 99% okay. Inocent. Alex, de ce dai self-report? Că sunt un infect de aia. Aola. Josh Cosmin nu votează. Da, mă, votează. Nu știu ce. A votat și Josh Cosmin. Cosmin e pe vârfuri. Fii pe față. Aola, s-ar putea să fie Cosmin și poate mă omoară pe mine, că plâng aici. Hai, mut. Dacă este Cosmin și mă omoară acum. Pam, pam, pam. Pam, pam, ok. Bă, mai bine cât sunt mulți aici, da? Bă, și ăla s-a oprit. Fuck, ok. Cine s-a oprit? Albastru deschis? S-a oprit fix în dreptul meu. Când foarte mulți s-au dus aici, de ce s-a oprit? What? Gata, mă. Nu puteam... Deci care era? Dengs. Și la lumini cine e? Alin? Ok, să vedem dacă... Deci Alin cu Alex și cu Crischie. Poate vezi că era mor Crischie. Că era direct Alin cu Alex, ești nebun. Da, mă, băieți, sunt complicate. Încep să fie așa arenele, dar oricum cu bara de task-uri. Deci bara de task-uri acum de la update nu se completează. Noi suntem în beta acum, cum ar veni. Este o versiune beta. Și e mișto pentru că crește bara de task-uri doar în meeting-uri. Ce căuta Cosmin pe aici? S-a închis ușa. Bă, da, fix, s-a închis ușa. Poate vezi că e vreunul de aici. Nu-i nimeni aproape. Nu-i nimeni. Aparent. Deci că mă concentrez acum. Fuck. Și mi-am dat tasurile de sus. Cineva e pe camere. Bă, aș vrea să văd cine e pe camere. Opa. Dengs a venit de aici. Ma. Dengs, ce faci? Unde? Băi, am intrat și apoi am ieșit dacă e cineva în apropiere. Și numai tu, da? Care ești din doi. Da. Sigur, sigur. Deci Alina a ieșit din communication și după când m-a văzut a intrat înapoi și a dat report. Am intrat și am intrat.
Păi și de ce ne-a dat report de prima dată? Păi voiam să dacă e cineva în apropiere. Păi nu vedeam. Eee, n-am văzut. Păi... Și-am văzut că a venit-o din stânga. Nu știu, am întâlnit cu Ionut și cu Andrei sus la... Băi, asta cu voiam să văd dacă cineva în apropiere merge. Că și-am făcut odată chestia asta când eram crumei, dar... Acum depinde de interpretare. Cârnate s-a panicat când te-a văzut sau? Parcă. Transpirat. A transpirat un pic, așa, curgeau apele pe el sau ce s-a întâmplat? Păi vedea dacă ieșea cineva de acolo, nu trebuia să mai... Bă, Alinu și-a apărarea dacă era crewmate sigur plângea mai mult, așa că l-am votat. Aline, ești impostor. E posibil aia, să fie că... Bă, dacă era crewmate, făcea, bă, ce mă, vorbesc serios, voiam să mă duc să văd cine e acolo, că mai era unul, dar nu mai știu ce culoare e, dar Alinu zice nimic. I think he's risky, bro. Is silent. Cine întreabă ce s-a votat? Denks? Păi Alin sau Skip, că n-am înțeles. Alin! Alin. Denks păzea? Cred că Denks este. Denks pe vârfuri și Cosmin și tu la fel. Și eu? Da? Și eu vreau. Da, da. Și eu pe vârfuri. Hai să vedem. Că și eu pe vârfuri, și eu vreau pe vârfuri. Ce-au mă ăștia? Uite și urcă bara. Foarte, foarte tare. Mamă, deci de-abia aștept să mă... Sper că arena următoare să fie impostor, ok? Abia aștept să mai fiu și eu impostoreanu. Că n-am mai fost scripul anterior, n-am fost deloc impostoreanu și... Parcă e altă senzație, bro, parcă... Ești alt om, ești nebun, ești mai mincinos decât de obicei, știi? Mamă, până facem ăsta... Scanmotron 2000, Scanmotron 2000. Cel mai frumos au găsit. Ok... Și haide aici să facem... Combinație! Gata, mă! Crischie cu Cosmin Stan. Crischie, Cosmin Stan, Ionuț. Nimeni mort aici. Crischie, Cosmin Stan, Ionuț. Alex vine de aici ca nebunul. Dacă era unul mort aici în Decontamination, ce frumos era. Îl dădeam direct în gât. Cârnat e aici. Bă, pe Dings nu l-am văzut, frate. Zici că... A murit. Vine după mine, băieți. Denks, cred că e, mă jur. Mă jur, cred că e Denks, băieți. Cred că e Denks. Deci Denks cu Crischie. Denks cu Movs. Sunt amândoi în office, bun. Mamă. Văzut pe Vitale cum a murit Red. Fix acum a murit Red. Denks. Okay, deci nu era Alex. Aba nu, Ciobi nu. Stați un pic. Deci, a murit doar unul. Bun. Da. Cine a murit? Alex. Roșu. Salut. Alex, liniște un pic, fiți atenți. Eu cu Crischie și cu... Deci nu, fix acum a murit Cosmin? Câte nu secunde? Zi secundele. Deci fii atent, m-am uitat pe Vitale. Când? Cu 10 secunde în urmă, după 10 secunde m-am uitat, era mort și cred că de vreo 5 secunde era mort. Cam păi Crischie a venit de acolo, Denks a venit de acolo. Denks e dubios, Crischie a venit de acolo la intrarea era în mort, electric. Cosmine? La intrarea în electric. Ușile erau închise. Eu n-am fost la posibil, posibil. Posibil, Crischie. Eu n-am fost la electric runda asta. Dar de unde ai venit? Că ai venit, Denks a ieșit din weapons, după a intrat iarăși în weapons când am intrat eu, nu știu de ce și ai venit... A, ba nu, tu ai venit din office, parcă. Eu am venit din office, că am fost sus în laborator, m-am întâlnit cu tine și cu Cosmin. Denks, tu ce faci la weapons? Ce ai făcut la weapons? Am dus să fac task-ul ăla și când ai venit... Ce task? Task-ul ăla cu împușcată. Alea. Nu, nu-l face pe ăla, că se vede dacă-l faci. Puțin cam dubios, Denks. Denks, dar se vede dacă-l faci. Păi, l-am făcut, l-am terminat și după aia am plecat. Și nu l-ai terminat, că mă uitam pe geam. Mă uitam pe geam, Denks. What? Denks, mă uitam pe geam, de ce minți? Nu dăm skip, că nu votăm. Andrei, vreau să te întreb... Nu se dă skip, nu se dă skip la oamenii ăștia. La ce se vede? Se vede task-ul? What the fuck? Da, se vede ăla de trash, dar nu e geam din câte știu. La păi, bă, eu am o teorie că e Denks și la început a fost dubios când luminarea stinsă, toți ați trecut pe lângă mine, Denks s-a oprit fix la mine, lângă mine la office. Acum la weapons, de ce ai intrat după mine, Denks? Da, după tine eram acolo deja. Și cred că... Și Crischie, păi dacă nu venea Crischie, cred că eu nu mai eram viu acum. Mai 10 secunde, hai să ne decidem, eu îl votez pe Denks. Și eu. Dacă eu nu-s cu Cosmin. Eu am votat Denks, nu sunt, am fost cu Cosmin în specie, man. Mă joc cu Alin care nu face nimic.
V-am spus, băieții, băi, v-am spus, mă. Ai, o mergi mai. V-am spus, boi. Domnul detectiv în acțiune, dragilor, încă o dată cât mai multe like-uri pentru aceste clipuri cu Among Us. Cu plăcere, băieții, cu plăcere, cu plăcere, ce? O să-ți închid ușa și am nimerit pe ușa de la telecomunicații de acolo. La vision task-ul e off. Da, nu știu, bă, trăgea ăla, mă, ești prost? Trăgea. De două ori am văzut că trage. Prima dată am zis că mi se pare că am văzut ceva particule și a doua ori a tras și făcea blu. Mi-am scris visual task on, coi. Bă, dar voi n-aveți public beta unii, mă. Visual task off. Alex n-are public beta. 100% n-are public beta. Alex, la tine ai crezut task-urile? Nu. N-am văzut să crească. Mă rog, am dat start. Ca cum ai zis dacă catul ăla de nu crește. Ce, îți crește bara când faci cineva task? Nu. Hai bine. Sunt inocent, băieți. Ah, toată lumea era pe mute. E, asta este. Domnul detectiv în acțiune, Sherlock Zandrei. Mai avem până acum un win la activ. Mamă, vreau să termin filele de acolo, că aici se fac cele mai multe chestii. Ce, Cosmin? Deci dacă mă taie Cosmin acum. Mamă. Dacă mă tăia, oricum apărea că n-a dat așa ca idee, nu mi-a plăcut. Iarăși, albastru a vrut să intre, doar s-a uitat. Bă, cred că se vede dacă trag, nu? Așa că păstrăm. Pentru că se vede dacă trag, deci păstrăm și mecherea, dar nu înțeleg de ce, că visual task e off. Sau poate așa e normal. Poate așa se vede oricum, mă, mâncați și câte de-astea avem. Dar asta e așa că fac eu download după. Că oricum o să trebuiască. Opa! Blue a venit de sus. S-a tăiat curentul? De... Unde? Am unde? Am o teorie, am o teorie. Cosmine, cred că ești tu. Ce? Ok. Tu ai ieșit din O2 ultimul. Am ieșit din O2, dar n-am ieșit ultimul, what the fuck? Unde era cadavru, cârnate? Unde era? La O2 la Pocopan. Blue a venit dinspre gard de acolo. Blue a venit dinspre gard. Blue era pe acolo, Blue și mai cine? Care era, mă? Eu am venit de sus. Fiți atenți. O2. Era Blue 1 acolo și Andrei, era Blue cu Andrei, era un O2 și a plecat. Eu nu eram în O2, what the fuck, bro? Andrei era la Weapons. Hey, eu eram la Weapons și când am fost și eu în O2, erai și tu în O2. Dar tu ai rămas acolo, eu m-am dus la Weapons. Da, am făcut canistrele și am plecat. No, 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 canistrele se fac foarte repede, Cosmine. Nu poate să fie Blue. Canistrele alea cu oxigen. Da, se fac în 5 secunde alea. Dex, unde ai tu? Eu eram la... Eram în office, bro. La weapons. Fiți atenți, poate să fie Blue, că la început nu a făcut cheia, a plecat direct Blue. Blue, de ce n-ai făcut cheia? Nu știe, mă, să joace. E un al treilea meci pe care îl joc. Păi și ce, n-ai văzut task-ul lipit de tine? Nu. Să vă mai cum nu l-ai văzut? Nu. Cum am ieșit? Crezi că e mort recent, că de-abia văzusem. Da. Eu nu dădea cannon medbay, nu știu dacă făcea fake. Unde l-ai găsit, cârnat? Mi-am făcut și ăla de... Am făcut și băi, temperatura și... E ori Blue... Haideți să dăm skip, eu zic că s-ar putea să fie Blue cu Just Cosmin. Acum vedem. Că eu nu, nu știu. Vere, am fost... Eu sunt, un... eu care am stat cu Shobi. Am făcut wirings din... Domn șerif, te acuză ăștia, domn șerif. Și am făcut... M-am dus după la admin, la... Da, mă, dă-i skip, că nu ne interesează, că tu ești. Băi, ok, dacă sunt Cosmine, eu, sunt toată cu pe vârf. Pe vârfuri, pe vârfuri, atât ați spun. Pe vârfuri. Acum vin după tine să te taie. Poate mă taie. Poate mă taie. Poate mă taie. Bă, sunt un gunoi. Sunt un gunoier, băieți. Ce urât am. Weapons păstrăm. E bine că putem face. Hai, upload-ul repede pe jur. După dăm aia de reboot, pornim iarăși sistemele. Pornim iarăși comunicațiile alea puternice. Ce puta nu face nimeni lumina, mă? A, ba, da, au făcut-o, cred. Da, au făcut-o. Trebuie să așteptăm și... Pa, task complet. Weapons păstrăm. Chobi iese din office. Și nu pare a fi nimeni aici. Denk se uită pe vitale. Hai să vedem dacă se mai uită pe vitale. Denk a plecat. Da. Ionuț, și vă spun și de ce. Ionuț cu asta iară mă acuză. Taci, lasă-mă să vorbesc. Ionuț cu Cosmin s-au dus în dreapta la laborator și Cosmin e mor, m-am uitat pe ălea. Andrei, nu e adevărat, am fost în office la admin. N-ai fost cu Cosmin. Am fost în office la admin. Ionuț, eu eram în office la admin. Nu eram. Ba nu, tu ai fost în office, tu fă... Care că, bă, Andrei?
Da, eu te-am văzut făcând ăla, cablul ăla de la electricul ăla de afară, de lângă lavă. Acolo erai tu, unde erai tu în office? Că tu da, m-am uitat iarăși în office. Și știi unde e adminul? Da, știi unde e adminul? E la masa aia mare. Da, și era acolo, nu era acolo. Ce vezi prin pereți? Nu era acolo, că am fost mai devreme. Da, am văzut. Păi ce făceai acolo? Zici ce făceai acolo? Mă uitam să văd unde e lumea. Da. Ascultat, deci v-am Deng spus. Se uita pe Vitale. Și tu nu erai acolo. Sunt acum. Șapte, eu zic Ionuțe, acum citați un pic. Deng m-a acuzat și din prima că nu eram cu Ciobi, fără să fac nimica. Asta vreau să vă spun perspectiva mea. Pot să vă spun perspectiva mea? Când am trecut la admin, mă lăsați să vorbesc, că văd că vorbiți unii peste alții. Am trecut, nu era nimeni la admin, Deng era la Vitale, am ieșit afară, am intrat în 5 secunde înapoi, Deng s-a dus reportul. Deci Ionuțe, în 5 secunde nu cred că ai ajuns la admin. Și ai zis ba că era da. La admin, că ai stat nu. Păi tu ai ba zis da. Că ai stat de la început la admin, ba nu. Te-am votat, pare rău. Și de ce să votezi de șapte? Că eu cred că tu ești impostor, nu? Am încredere în prietenul meu. E posibil să fie Dengs cu Andrei, pentru tu că nu erai. M-au pe Dengs prima dată. Nu erai da. Acolo. Dar tu, stai, Ionuțe. Bă, liniște un pic. Ionuțe, tu de unde știi că eram afară? Vezi prin pereți? Da, cum ai văzut și tu pe la admin. Zi pe undeva, zi cum ai văzut. E, și tu acum. Dar mi-a plăcut că el... Bă, ce ratat sunteți. Doamne, inimă. Băieții, deci eu nu zicea, păi cum, că tu erai afară. De unde eu nu știa că e afară dacă era la admin? A, Gigi. O să se taie lumina sau ceva, băieți. Eu vreau să fiu la lumină aici, să nu mă vadă nimeni. Aici stau eu de mult. Ha, mă, să dea ăia butonul. Sunt panicat acum, băieți, ok? Salut, haideți să-l votăm pe Ionuț, vă rog. N-am făcut nimic, adică bine, Ionuț, am o întrebare pentru tine. Dacă tu ai zis că ai fost la admin acolo, de unde știi că eu sunt afară la lavă? Pentru că m-ai văzut și eu te-am văzut? Ionuț. Dar de ce să votezi acum? Votați-l pe Ionuț, mai fiți babuini. El e. Bă, putea să-l omor acum pe Dengs pentru că știați că sunt eu și termina momentul și rămânea meu singur. Ionuț a zis la început că el era la admin și a zis, cum tu erai în office? Că tu erai afară la lavă. De unde știi tu unde eram eu, Ionuțe? Că tu mai și de ce să vă zici acum? De ce să nu-ți faci tu task-urile? Dar le-ai răspundem terminat? La întrebare. Ai terminat task-urile? Dar nu răspundem la întrebare. De ce ești un okay, mic... Ești un impostor, Ionuțe. Dacă nu-l votați pe Ionuțe, sunteți babuini. Vere, fă-ți task-urile. Păi n-am cum, că o să mă omori. Am stat cu frică toată runda. Babuin style. Yeah! Ați pierdut meciul, bravo. Poate nu era Ionuț, că plâng. Dar Ionuț era. Să pierdeți meciul, niciun task, vă mai fac task. Nu mai e niciun task, nu mai e niciun task, bravo. Nu mai e nimic. Nu mai are niciun task, sper că nu mai are niciun task. Stabilizatoarele, poate-i Dengs cu aia. S-ar putea să... Dengs a dus în stânga. Hai să vedem dacă îl faci. Ok, cred că l-a făcut. Cred că într-adevăr era Ionuț, băieți. Cred că într-adevăr era Ionuț. Păi, dar mi-a zis-o pe aia că eu eram la admin, tu erai afară la lavă. De unde știi că sunt afară la lavă, broadere, știi? Eu ce puțin asta mă gândesc. Cred n-a văzut că fac asta, dar se vede și aici, uitați-vă cum... Cum se vede. Deci Cărnata a văzut că am făcut ăla bun. Și s-a mai făcut vreun kill? E unul dead. Black dead. Black e dead. Hopa. Doar unul e mort. Cine a stat cu Black? Cine a stat cu Black? Oare? Cred că Alin. Cred că Alin. Cel mai probabil Alin, băieții. Most likely, nu? Mamă, poate e Dengs și ne-a dat țac.
Ok. Era da, eu la probabil e blue, apropo, că n-am făcut nici chiar la început. Nici n-am făcut chiar la început. Nu era sus de tot, că nu eram la reactor sus de tot, bro. Votați-l pe blue. Și am câștigat. Cărnata, ai văzut că am făcut weapons. Dengs a dat afară pe Ionuț, care era impostor, că nu s-a făcut double kill. La mine nu s-a văzut aia cu visual task. Pe bune? La mine se vedea. La mine nu. La mine se vedea cum trag. Dar eu am văzut alții. Dintre toți yeah! Patrulu care i-am și scris pe Steam, zic că ai făcut cheia. El nu a văzut cheia. Ionuțe! Păi ce să fac dacă nu da, nu da, recunoaște că mi-a picat și mie fisa târziu. Ai zis? Cum ai... erai la admin? Deci... Că erai la lavă. Mai aveam 5 cooldown și ieșeam din ventul ăla în fața ta și te umbram acolo lângă lavă. Dar mi-a plăcut aia cu aia că te-ai blocat după. Că ai zis că am stat la admin toată arena. Și după ai zis, păi era la lavă. Și când te-am întrebat, ai zis, păi... Aia meu era silent, nu-mi lua nici cum apărarea, nu puteam să fac nimica. Eu eram la mijloc dintre toți. Tu l-ai omorât pe Cosmin, nu? Da, și pe Crischi. Era în vent bolandiu, doamne, ce frumos l-am prins. Ați văzut băieții, se numește Creruz Andrei. Da, să mai cad o dată. Hai să cad eu, Ionuțe, pe vârfuri, hai. Vârfulescu. Mamă, domnul detectiv. Hai să facem cheia. Parcă am făcut cheia și am plecat. Repede să facem task-urile din stânga. Băi, ce-mi place și ca detectiv, bine ca impostor. Parcă e așa adrenalină mai mare, știi ce zic? Dar bă, îmi place mult de tot și ca crewmate. Pentru că gândesc foarte, foarte mult situația, știi? Chiar gândesc foarte, foarte mult situația. Opa, partea, eram sigur că domn șerif mă taie. Am văzut că nu facea nimic, se plimba după mine și m-a tăiat domn șerif. Na, ce păre... Coaie a picat tot Ionuț cu blue, coaie. A venit lângă cadavru și a plecat tot Ionuț cu blue, băieți. Ionuț cu blue. Spuneți-mi și mie, de ce ăștia au bulan să pice de două ori aceeași formație, Ionuț cu blue și eu nu? L-ai văzut Aline pe ăla? Nu l-am văzut, dar mi-a apărut butonul de report. Am fost la fiul acum, chiar nu l-am omorât eu. Aline, nu știu unde-i găsit corpul. Aline, nu o să zică. Îi dau mesaj acum acelui care m-a omorât pe Steam și spun ești un gunoi Maxim și unde mă cac pe tână. Gata. De ce concluzia? Mi-a pus o inimă, cine să știți. Indiciu. Bă, că ok, Cărnat, că tu ești așa mai gay. Da, nu sunt eu, Cărnat, Alex e de coaie. Ce ai votat? Ce obicei ați votat? De ce e Alex? Că el pune inima, ești nu e Alex. Cărnat, Alex sau Cărnat? Prin ce parte te-ai dus la Office Blue? Măi. Nu știu. Nu știe, bro. Nu știe. Nu e nou, e păstă. Cadavru era la odui jos la ieșire. Ok. Fraților, nu are rost să mai țin arena asta pentru că sunt mortăciune. Pun pauză și revenim cu arena următoare sau mă rog, când se află verdictul la această arenă. Sau vă spun eu ce se întâmplă, vedem. Vreți să vă spun ceva interesant, băieți? Nu era Blue Impostor. Blue, am o întrebare. De ce ai stat lipit de cadavru meu și după ai plecat și n-ai zis nimic? Ce-am făcut eu? Ai stat lipit de cadavrul meu, după a plecat și n-ai zis nimic. După ce m-a omorât Ionuț, Blue s-a dus, a uitat la cadavrul meu lipit de el și a plecat și n-a zis nimic. Cel mai probabil aveam tabu deschis și nu am făcut. Holy shit, era Ionuț cu Dengs, băieți. Ok. Mamă, s-a putut să omor. Am zis la Andrei că e Dengs, știi că nu se poate, eu credeam că e Blue. Bro, a stat lipit de mine. Am zis de la început, iarăși Ionuț cu Blue, bebe, am înjurat un pic jocul. Cine ți-a dat inimea are Ionuț? Da, oare cine? E, hai că vă dau eu inimioare tuturor acum, hai. Haide! Haide! Tot crewmate. Dar trebuie să le dau o de-asta, mergeți pe vârful să-i panichez un pic. Aolo. Sunt foarte dobitoc. Nu. No. Bă, deci ce mă enervează că eu mă duc până jos. Gata. Dar nu se duce până jos, mă. E vreunul la lumini care face luminile? Hai că e cineva dacă e. Trebuie să ocupe. Mama, dacă mă omoară Alexis de, m-am panicat. Deci. Unde? Deci. Alexis de nu cred că e, că era cu mine la lumini acum. Unde skillurile? Deja cred că știu cine este impostorul. Cine? Sper că nu am greșit. Cărnat a intrat în storage, a închis luminile și l-a omor pe domnul. N-am intrat, n-am fost în storage, eram la O2. L-a văzut cineva pe Cărnat? Da, la O2. Bine, atunci era altcineva. Cosmin a dat reportul? Da. Eu am crezut că eu am dat report. L-am văzut pe Chris că era în admin. Eu nu știu, e vreo la patra mea oară.
Dragilor, pe cine să credem? Avem așa, îl avem pe domnul bucătar, îl avem pe domnul clovn, îl avem pe domnul șerif. Domnul și atât. Cine e clovn? E curat domnul bucătar. Eu. Pentru că înainte să urc la tine, Andrei. Dar de ce e apărarea? Că poate ești tu, deci, căcatule. Vreau să vă întreb o chestie. Care a intrat în storage, mi s-a părut că e alb. Mi s-a părut că e alb sau galben. Da, eram jos, am trecut pe lângă Andrei când făcea nodul și m-am dus. Alb sau galben? Unul dintre ăștia. Probabil Ciobi. Am dat skip. Hai. Dar nu știu dacă s-a făcut tipul multe kill-urile. Nu, am la electric, ești tu. Dacă kill-urile s-a făcut. Dați mă skip. Ce tat că ai făcut? Ce? Firega. Și după aia aveam fire în jos, dar nu mă duceam cu tine că mă campai să-mi o dai să ce-mi vent. A, de ce crânat? Nu sunt eu. Eu am fost să fac firele deja. Păi eu l-am văzut pe cârnat. Dacă e cârnat am un ochi de vultur. Exact cum o zis eu. Nu, n-ai niciun ochi de căcat ești. dacă ești tu. Haide. Nu sunt eu. Bine. Sherlock Zandri, detectiv în acțiune. Băieți, trebuie să-mi activez puterile de Sherlock Holmes. Să-i găsim pe domnii impostori. Hai repede cu downloadul acesta frumos. Băgăm un download ca la carte. Ne place nouă. Complet. Vine Alexis de către mine. M-a tăiat. Mi-a dat-o să mă bată tata. Nu mi-a dat-o. Nici nu-l interesează de mine. Bă, înseamnă că e clear. Că dacă venea și m-a alergat, bine, oricum era mor de mult. Dar având în vedere că nu m-a omorât deja, eu cred că Alexis de este curat ca lacrima. Gata. Ia uite, s-au oprit și luminile. Sunt în viață. Yeah, I'm alive, băi. Ok, Alexis de jos. Cosmin cu Alin. Cosmin, Alin, Alexis de. Cârna vine după mine. Ia lăsa-te ia lumina. Cârna trebuie să facă lumina, băieți, că este acolo. E cârnat, bro. E cârnat, bro. Da, ce-n familia, mătii. E cărnat cu Alin taci, sau ceva. Taci, că nu știu cine e cu cineva, cineva, e clar. Vreau să vă spun că îi dau mesaj celui care m-a omorât și îi scriu. Un pic. Mă. What? A murit cărnat? What? Cărnat, cred că what? Da. What? Bă, fiți atenți, Și zice, what? Mi-a ieșit de la... Cum se cheamă căcatul ăla de faci fiole sau ce dracu s-a ieșit acolo din lângă 2? Spun eu, fix acolo, în 2, jos de tot. Și când am ieșit de acolo, am ieșit și am dat report și a trecut pe lângă mine șeriful. Tași din gură, familia ta. Nu a trecut, am spus mare report, ai dat să-i report. Mă, mi-ai jurat toată, am ieșit de la tați, du-te dracu, tu ești. Ce task ai făcut, ea spune? Fiolele, ți-am zis mai devreme. Fiolele? Fiolele sus în storage. Sau, ce pula mea, sunt butoaile alea care le bagi, le scoți, le bagi, le scoți. Altceva. Ce altceva? E cu Dengs dacă e așa. Alea-s buteriile și alea-s apărarea astea doi. Aparent, păi mine și-au apărarea astea doi. Păi mine și-au se pare foarte credibil. Aline, nu știu ce vrei să faci. Îl votam pe Ionuț și rămâne Dengs. Hai să-l votează-l pe Aline, votează pe Ionuț, te rog. Păi, Aline, Ionuț. Așa. Tu unde erai? Ok. Dacă zici că sunt eu, așteptam la buton, am văzut că a murit galben și am vrut să-l acuz pe cârnat. Că eram aproape sigur că e cârnat, dar aparent a murit. Aline. Aparent. Am tu ai intrat acolo în storage sau Alin sau Dems. Eu? Domnul șerif! Tu te-ai uitat pe camere și eu eram la lavă. Tu te-ai uitat pe camere și eu eram la lavă. Nu acum, nu am o întrebare pentru... Eu mi-am dat focul. Așa că o paranteză, domnul șerif, ai cătușele puse. Bă, veri, dar de unde apare prostul ăla, mă? Nici eu nu știu cu aia, dar a apărut instant, gen, lipit de mine. Deja. Acum cred că e Alin sau... Bă! What? Salut! Salut! Băi, să-i dăm antante sau dăm skip? Antante, Dengs a luat apărarea lui Ionuț instant. Da, e Dengs. Mi-am luat apărarea. Cum mă fac? Bă, du-te de aici. Skip. Ce skip, bă? Eu îl gotez pe Dengs, băieți. No, păi e Dengs, dă-l în familia lui. E Dengs. I-a luat apărarea instant lui Ionuț, cu aia. Haide. Yeah. De unde ai apărut, bă? Bă, ți-am zis, ce-am butoia și la aia, ce dracu-s. Alexis, de ninja, ești nebun. Apare acolo.
Da, mă, fraților, băi, cam ăsta a fost episodul Sherlock Zuz Andrei în acțiune, aș putea adăuga. Nu uitați să dați acolo cât mai multe like-uri dacă vreți să postez și mai multe videoclipuri. Și ne revedem data viitoare. Am fost Andrei, v-am pupat și o zi plăcută în continuare. Vă doresc, bye bye.